Salutare și bine ați venit la o nouă lecție de limba engleză. În această lecție vom învăța împreună cum să descriem problemele medicale. Următoarele cuvinte vă vor ajuta să descrieți eventualele, sperăm să nu fie, probleme dumneavoastră medicale. Începem cu ache. Se scrie a -C -H e dar se citește ache. Ache înseamnă durere. Putem folosi acest cuvânt ca și substantiv Împreună cu alte părți ale corpului, pentru a descrie diferite dureri. Ache descrie o durere de lungă durată, continuă într-o anumită parte a corpului. Câteodată se poate ignora această durere. De ce vă spun acest lucru? Pentru că sunt mai multe cuvinte care pot descrie durerea în limba engleză. Așadar, acest ache este o durere de lungă durată, dar ca pe care o putem ignora. Spre exemplu, durere de cap. Headache Headache Sau durere de dinte Toothache Toothache Durere de stomac Stomachache Stomachache Durere de spate Backache Backache Back ache. Sau durere de ureche Earache Earache Mai departe avem To ache Care este un verb To ache înseamnă a durea. După antrenamentul de ieri, mă dor picioarele. After yesterday's training, my legs ache. After yesterday's training, my legs ache. Mai departe, următorul cuvânt care descrie o durere este pain. Probabil că îl știați deja. Pain, care înseamnă tot durere. Dar acest Pain descrie o suferință fizică sau disconfort cauzat de o boală sau o rană, o rănire. Este de obicei o senzație ascuțită de durere într-o zonă precisă a corpului și doare mai tare decât atunci când spunem ache. Spre exemplu, am o durere în genunchi. I have a pain in my knee. I have a pain in my knee. E o durere ascuțită care poate nu mă, face, mă face să nu mă pot mișca, să nu pot să umblu. I have a pain in my knee. Sau am o durere de burtă. I have a stomach pain. I have a stomach pain. Mă doare foarte, foarte tare. Să vedem acum diferența dintre sick și ill. Sick, care înseamnă bolnav, este mai informal decât ill, care înseamnă tot bolnav și descrie de obicei bol de scurtă durată, precum răceala sau gripa. Deci sick este puțin mai... Nu e atât de grav, asta vreau să spun. Poate să se refere la greață. De exemplu, în British English, to be sick poate însemna să vomiți. Dacă spui, I'm going to be sick, adică mi se face rău. Vomit. I'm gonna be sick. Ill, care înseamnă tot boală, este deseori folosit pentru a descrie boli mai grave, precum pneumonie sau, Doamne ferește, tumori. Illness este boală ca și substantiv. Se referă la o condiție medicală. Sickness este tot boală, la fel ca și substantiv, dar se referă la modul, la felul în care te simți. Mai departe avem adjective. Painful. Painful înseamnă dureros. Vine de la pain. Spunem painful, dureros. Genunchiul îmi este dureros astăzi. My knee is painful today. My knee is painful today. Alte probleme medicale comune: rash, iritație, piele înroșită sau iritată. Rash. I have a rash. Am o iritație pe mână. Cred că este de la noua cremă. I have a rash on my hand. I think it's the new cream. I have a rash on my hand. I think it's the new cream. Așa că am o, am o iritație pe mână. I have a rash on my hand. Bite. Bite înseamnă mușcătură. Este plin de mușcături de țânțari. He's covered in mosquito bites. He's covered in mosquito bites. Mușcături de țânțari. Mosquito bites. Se folosește deseori forma de pasiv. El a fost mușcat de țânțari. He was bitten by mosquitoes. He was bitten by mosquitoes. Sau a fost mușcat de un câine. He was bitten by a dog. Mai departe avem sting. Sting înseamnă înțepătură. Ea este alergică la înțepături de albină. She is allergic to bee stings. She is allergic to bee stings. Înțepături de albină. Bee stings. Se folosește deseori, la fel, forma de pasiv. El a fost înțepat de un viespe. He was stung by a wasp. He was stung by a wasp. Mai departe, altă problemă medicală, cut. Cut înseamnă tăietură. El s-a tăiat la mână când gătea. He cut his hand when he was cooking. He cut his hand when he was cooking. Aici l-am dat exemplu ca și verb. El s-a tăiat. He cut his hand. El s-a tăiat la mână. Dar este la fel ca și substantiv. El are o tăietură. He has a cut. Sprain. Sprain înseamnă întorsă sau luxație. Știu că nu e același, același lucru, cred, dar asta înseamnă. Sprain. Ea și-a luxat glezna când a căzut. She sprained her ankle when she fell over. She sprained her ankle when she fell over. Mai departe, a broken, ceva something, spre exemplu, bone, a broken bone, un os rupt, sau fractura, o gleznă ruptă, a broken ankle, a broken ankle, un picior rupt, a broken leg. A broken leg. O închetură ruptă. A broken wrist. A broken wrist. Sau o coastă ruptă. A broken rib. A broken rib. Bruise. Bruise înseamnă vânătaie. Ai o vânătaie pe mână. Ce s-a întâmplat? You have a bruise on your hand. what happened? you have a bruise on your hand. what happened? iovunatai, you have a bruise. sunburn. sunburn in samne arsura solar. amstat m-am ars. i stayed too much in the sun and got burnt. i stayed too much in the sun and i got burnt. Mamars, I got burnt. Așadar, am o arsură solară. I have a sunburn. Am o arsură solară. I have a sunburn. Acestea au fost problemele medicale pe care vi le-am prezentat astăzi în limba engleză. Sper că aceste lecții vă sunt de folos. Dacă da, puteți apăsa butonul de subscribe sau abonează-te pentru a vă abona la canalul meu de YouTube. Și vă mulțumesc! Ne vedem la lecția următoare. Până atunci, spor la treabă! Salut!